general sunt un tip care face haz de recază, adică nu am stat să plâng niciodată, cel puțin nu în lume. Chiar să vă uitați pe Facebook, că am făcut haz de necaz la greu. Și dacă vreau să plâng, plâng acasă, că omul mai suferă dacă pe bune are și suflet. Dar e treaba mea acasă, la bine. Mă simt ok în situația dată. După 13 ani te-ai despărțit de Noemi și noi chiar nu ne-a venit să credem. Nici mie, da. 13 ani înseamnă o viață întreagă. E greu, e greu. Cel mai nasol e că n-avem un motiv. Nu există un motiv real. Nici noi nu știm exact de ce ne-am despărțit. Aici e cel mai nasol. Bănuiesc că faptul că am fost fiecare cu treaba lui în ultima perioadă, ea stă 20 de ore la muncă, eu sunt plecat tot timpul cu filmări sau spectacole, bănuiesc că asta a fost principala problemă. Habar n-am. Suntem și orgolioși, suntem rași amândoi, niciunul nu lasă de la el. Ce-o vrea Dumnezeu? Acum nu putem să facem decât asta. Eu cred că e cel mai bun lucru pe care l-am făcut, să o invit la divorț. La un moment dat ai spus că tu îți doreai copii și ea nu. Dar nu e chiar așa, poate am zis-o un pic la nervi. Nu e chiar așa că ea nu-și dorea copii. Nu, am încercat, adică am încercat. Am vrut să facem copii, ne-am dus la analize, că așa se face, zic eu. Tot a fost ok și am început să lucrăm la asta, dar ne vedem foarte rar. Și la un moment dat ea a avut o idee copilărească să-și pună silicoane, pentru că prietena ei, mamă, ce silicoane are. Eu, care am fost tot timpul de acord cu ce a vrut ea, morgă, i-am spus părerea mea că n-ar avea rost, dar am făcut ce a vrut ea până la urmă și și-a pus. Și după aceea, cu siguranță, n-aveam cum vreo 7 luni de zile, că nu se poate. Dar n-am mai ajuns să prindem alea 7 luni de zile. Crezi că și asta a schimbat lucrurile între voi? Nu silicoane, Doamne ferește. No, pur și simplu ne-am îndepărtat unul de altul. E o persoană extraordinară, e cea mai cumită femeie din lume, cea mai frumoasă, că de asta ne-am și căsătorit. Dar așa e momentul ăsta, asta se întâmplă acum și nu prea avem ce să facem. Mi-aduc aminte că am revăzut recent niște fotografii de la cununia voastră civilă și plângeați amândoi. Păi da, a fost superb. Noi ne-am căsătorit foarte târziu. De-abia acum 2 ani am făcut starea civilă. Și a fost un fel de nuntă adevărat, 160 de persoane, a fost superb. Noi am fost fericiți cam tot timpul, până acum 6 luni. Eu zic că pur și simplu faptul că am fost departe unul de celălalt, asta a fost motivul. Singurul motiv. Doresc să te împaci cu ea? Habar n-am ce-mi doresc acum. Las timpul să treacă și să vedem. Nu știu, nici nu știu ce-mi doresc. Vreau să trăiesc, vreau să fiu fericit, că nu prea mai știu în ultima perioadă cum e să fiu fericit. Și ce-o vrea Dumnezeu?